Servus, dragilor! Mă bucur să ne întâlnim și dacă sunteți noi aici pe canal, bine ați venit! Astăzi vreau să vă vorbesc despre inteligența artificială și un pic mai specific despre ce este ChatGPT, de ce este lumea așa de entuziasmată despre chestia asta sau de ce a captat așa de mult atenția oamenilor. ChatGPT-ul ăsta este un program de conversație bazat pe inteligența artificială, AI, care este capabil să ducă o discuție cu o persoană. Ideea asta a mai fost abordată, de exemplu, și în filme. Nu știu dacă ați văzut filmul lui Asimov, după cartea lui Asimov, Odisee Spațială. Good afternoon, Hal. How's everything going? Good afternoon, Mr. Aimer. Everything is going extremely well. Și în filmul Interstellar a fost alt robot acolo, TARS. Hey, TARS, what's your honesty parameter? 90%. 90%. Cert este că oamenii au visat de mult să aibă posibilitatea să poartă o discuție cu o inteligență artificială. De ce a fost așa de greu până acum să poți să ai o conversație cu un program sau cu ceva bazat pe inteligență artificială? Păi limbajul nostru nu este matematică, nu este o chestie structurată. Limbajul nostru este nuanțat, limbajul nostru este colorat, are multe conotații. De multe ori, aceeași chestie poate să însemne diferit în anumite ipostaze. Un cuvânt poate să aibă mai multe înțelesuri în funcție de ceea ce vrem să exprimăm. Câteodată este dificil chiar și între noi oamenii să putem să avem o discuție, să ne înțelegem unul cu altul. ChatGPT-ul a ajuns să poată să facă acest lucru, să aibă o conversație cu o persoană și câteodată o face și mai bine decât între două persoane. Și asta poate să dea frisoane dacă ne gândim la ce oportunități sau opțiuni poate să apară în viitor. Hai să vedem ce poate și ce nu poate acest ChatGPT. El în sinea lui este un program pe un server care așteaptă ca cineva să aibă o discuție cu el pe anumite subiecte, pe anumite teme. Lumea este un pic din toate, și contrariată, și entuziasmată, și speriată, pentru că un soft de natura asta, bazat pe inteligența artificială, ar putea să elimine anumite joburi, cum sunt, de exemplu, call center-ele, unde oamenii la momentul ăsta sunt cei care răspund altor oameni, dar pe viitor poate să fie un soft de genul acesta. Dacă știi să pui întrebările bine, dacă știi să le pui cu cap, poți să afli informații foarte faine, de exemplu, cum să construiești un site web sau care sunt pașii să-ți creești un canal YouTube și poți să afli răspunsurile punctual, foarte fain structurate, oferite de acest soft. La momentul prezent, dialogul este doar scris. Ce se întâmplă? Tu scrii un text, programul îl preia, îl interpretează, îl analizează, după care îți oferă un răspuns. Asta este farmecul principal al acestui soft. Totul este un proces de învățare. Și să vă explic cum. Hai să facem o analogie cum învață acest soft de inteligență artificială. Și analogia o facem cu un copil. Ca și la copii, copiii ascultă foarte mult, după care începe să interpreteze, începe să analizeze și îți oferă un răspuns. Răspunsurile la început sunt unele rudimentare. Nu există o educație a copilului, așa că nici răspunsurile nu o să fie unele elevate. În același timp, copilul primește informații din mai multe surse, de la părinți, din familie, de la televizor, din internet, și atunci copilul începe să-și creeze șabloane. În timp copilul crește, evoluează, merge la școală, la școală deja începe să vină informație structurată, începe să apară alte și alte șabloane și se dezvoltă informația structurată în capul copilului. Ceva similar face ChatGPT-ul respectiv. El primește informații, la momentul ăsta are toată informația de pe internet. Analizează, structurează și creează șabloane. În timp el va crea categorii și domenii de discuție. Rețeaua neuronală din spatele acest soft nu este una antrenată, nu este cineva care să spună ce să răspundă și cum să răspundă. Și el se comportă ca un copil, analizează și încearcă să ofere informații după anumite șabloane care își le creează singur. Acum noi ce facem? Noi ca persoane, dacă intrăm și folosim acest ChatGPT, nu facem altceva decât să antrenăm această rețea neuronală. Noi suntem arbitri. Noi la sfârșit am întrebat, v-a plăcut cum v-am răspuns? Nu, nu mi-a plăcut și putem să-i spunem și de ce nu ne-a plăcut sau ce se poate îmbunătăți. Care este statusul curent al acestui soft ChatGPT? Pentru un învățăcel are o cantitate impresionantă de informații. Această informație a fost adunată cumva în decursul unui an de zile. A fost ghidat până acum undeva la 6 luni de zile de către oameni. El va fi folosit acum încă în testare pentru o perioadă de timp, după care sunt sigur că își va oferi serviciile pentru marile companii. De exemplu, Microsoft a anunțat că implementează acest ChatGPT în browserul lor de internet. Este foarte frumos că la momentul acesta poți să folosești ChatGPT-ul și în limba română.
ChatGPT contra omului. Un om are nevoie cam de 25 de ani ca să ajungă creierul la maturitate. Acest soft ChatGPT a ajuns cumva la acel nivel în decursul de un an și jumătate. Au fost făcute niște teste de admitere la facultatea de medicină undeva în America și s-a dat testul și a luat undeva 7,7 și a fost admis. Acum nu putem să comparăm acest soft de inteligență artificială cu creierul unui om pentru că neuronii la om schimbă conexiuni. ChatGPT o să nu schimbă rețeaua neuronală. Este un server care procesează o cantitate mare de informații și care consumă foarte mult curent. Nu putem la momentul acesta să facem comparație între un program și un om. Un om poate să ia decizii în funcție de context, un calculator este o chestie rigidă, nu poate încă să preia funcțiile unui creier omenesc la momentul prezent. Cum va fi viitorul? Greu de anticipat. Poate să ne ajute la un moment dat, poate să fie un companion bun în viața noastră, dar în același timp putem să nu ne mai folosim bila proprie pentru că ne bazăm prea mult pe răspunsurile date de o mașină. Vom vedea. Se poate și analiza să se vadă dacă un text este scris de un om sau de o mașină și s-a constatat că anumite reportaje din anumite ziare din presă au fost scrise cu ajutorul acestor mașini, acestor softuri. Dacă v-a plăcut, dați-mi și mie un like și stați aproape să nu ratați următoarele mele postări. O zi frumoasă și numai bine!